Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Sunt mulți oameni în România care se roagă pentru invitatul meu de astăzi. Coboară mintea în inimă și se roagă ca harul acestui om să sporească, iar misiunea inimii lui să fie dusă la îndeplinire cu fiecare reușită a mâinilor lui. El stă cel mai aproape de inima noastră. O ascultă, o cercetează, o repară cu tandrețe, iar uneori chiar o schimbă. Astăzi, recunosc, îmi bate inima un pic mai tare. Alături de noi, profesor doctor Horațiu Suciu. Bun venit! Bine m-am găsit! Mă îmbrățișez, domnule doctor. Mă bucur tare mult că ați făcut drum de la Târgu Mureș și pe la noi. Și recunosc că îmi bate inima ceva mai tare, dar vreau să vă întreb, dumneavoastră, când vă bate inima așa mai tare? Când o simțiți că e mai repezită? Când văd suferința unor copii în general. Vreau să mă prezint, sunt medic de chirurgie cardiovasculară. Cine nu vă cunoaște în țara asta, în România și nu numai? Sunteți o legendă. Probabil că sunt mulți care nu mă cunosc, dar nu asta este scopul prezenței mele aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, sunt onorat și urmăresc cu plăcere emisiunea noastră. Aveți doar personalități de excepție și faptul că sunt prezent aici mă bucură. Consider că mă considerați între aceste personalități, un lucru mă onorează și mă obligă în același timp. Ca să revin la ce spuneam, este faptul că m-ați întrebat când îmi bate inima exact. Mai tare. Când simt că e nevoie de mine și, și că aș putea să ajut, este locul, mă rog, clinica, sala de operație, locul unde mă regăsesc, unde fac lucrul care îmi place cel mai mult. Am mai avut, mă rog, numeroase emisiuni pe diverse posturi și locale și naționale. Și eram întrebat de multe ori ce îmi place cel mai mult să fac și presupun că se așteptau să spun, știu eu că îmi place să fac excursii, să mă plimb, să mă duc la vânătoare sau la pescuit. Nu. Mă întrebam și eu de multe ori ce îmi place cel mai mult. Așa. Și asta îmi place cel mai mult. Pentru că ce îți place cel mai mult este acolo unde te simți cel mai bine. Și paradoxal, locul în care mă simt cel mai bine este sala de operație. Sala poate de operație. Că pare un pic așa neverosimil, dar m-am autoanalizat. Și cel puțin pe, să spun, pe parcursul activității profesionale și pe parcursul zilei de muncă, să-i spunem, cel mai bine mă simt în sala de operație. Evident că ceea ce fac eu se distribuie pe mai multe zone de activitate. Sunt și cadru didactic, am activități cu studenții, acum mai puțin pentru că suntem într-o perioadă în care activitatea este mai puțin față în față. Dar am și această însărcinare extrem de onorantă și plină de responsabilitate să pregătim tinerii generații, cei care ne vor urma. Și acest lucru îmi face o deosebită plăcere, dar dacă trebuie să aleg, asta este. Sala de operație, nu? Da. Dar vreau să punctez ceva. Sunt convinsă că nu v-a bătut inima neapărat mai tare în momentul în care a venit rezultatul de la examenul de admitere, nu? Nu ați avut emoții prea mari, pentru că știu că în clasa 11-a ați avut o revelație, nu? Vis-a-vis de biologie. Așa este. Dar ce s-a întâmplat? Da, când am pus mâna pe manualul de biologie, așa, care era întâmplător un manual foarte bun și a supraviețuit vreo 20 și ceva păi, de în ani continuare, după. Cred că, în continuare se dă același manual la admitere? Nu cred. S-a schimbat totuși un pic, dar a supraviețuit mult timp și după Revoluție. Era un manual foarte bine scris. Cel puțin m-a fascinat și evident că, până la urmă, fiecare dintre noi avem niște aptitudini și niște lucruri care ne plac și de multe ori știm despre ele, de multe ori nu știm despre ele. Am această percepție și concepție a faptului că nimic nu este întâmplător și șansa în viață este să-ți descoperi vocația și lucrul care îți place. De multe ori s-ar putea să trăiești o viață lungă și să nu-ți dai seama că tu ai fi avut o vocație sau o aptitudine într-un anumit domeniu. Eu consider că, așa cum am zis, nimic nu este întâmplător și am avut această șansă. Mi-a căzut biologia în mână. Cu tronc, v-a căzut hai cu ca tronc. Să nu spunem că așa. Nu există un singur factor determinant într-o realizare sau într-un lucru care se întâmplă. Sunt mai mulți factori. Unii determinanți, alții favorizanți. Această multitudine de factori contribuie la decizia unui om sau la realizările pe care le obținem. Dar eu aș spune că factorul determinant a fost faptul că mi-a plăcut biologia, anatomia omului. Hai să spunem că n-am avut, deși am terminat un profil matematică-fizică,
în Târgu Mureș, evident. Deși am terminat mate fizică, cum se spunea pe atunci, era cea mai, să spunem, importantă secție. Să fii la mate, cum ar fi acum la mate info. Nu am neapărat o aplicare extraordinară pentru matematică. Așa. Deși am învățat-o nu neapărat cu plăcere și am avut note bune. În schimb, fizică, chimie, pentru că noi am dat examen din trei materii și țin să menționez că la vremea respectivă, cine a făcut socoteala poate știe că eu m-am născut în 1967 și pe vremea aceea au fost o generație de excepție. S-au născut de 4 ori mai mulți copii decât se nășteau în mod normal. Știm cu toții de ce. Și concurența a fost pe măsură. Wow. Am fost cam 13, ceva pe un loc și deci faptul că eu am intrat la medicină a însemnat că am trimis 13 sau 12 colegi de generație acasă. Da. Un lucru care evident că m-a făcut să-mi bate inima mai tare, dar în același timp evident a fost o mare satisfacție pentru că eu am o altă concepție și spun că munca nu rămâne nerăsplătită. Deci dacă începi un lucru cu temeinic și vrei să duci la capăt, nu există o scuză sau un lucru care poate să te împiedice să o obții. Dar știu că era competiție acasă, cumva, între dumneavoastră și fratele, nu? Fratele bine foarte bun, fratele pe istorie, așa nu? Erau discuții filozofice, nu? Cu tatăl dumneavoastră. E diferență mare între dumneavoastră și fratele? Nu, un an și un an și un pic. Am crescut deodată, practic. Clar, clar. Eu am crescut într-o familie în care sunt primul medic. De multe ori, și este un lucru care sunt absolut de acord, nu trebuie dus nimic în a absolutiza. Faptul că fiul unui medic sau unui profesor devine și el medic sau profesor, mie mi se pare un lucru absolut normal, la fel cum fiul unui fotbalist celebru poate să ajungă fotbalist. Sau noi avem această tendință să spunem că da, există și nepotism, există și favorizări care pot să apară. Dar lucrurile astea se întâmplă peste tot în lume. Dar, aparte de acest lucru, vreau să subliniez că eu sunt primul medic din familie. Yeah. Tatăl meu a fost magistrat, fratele meu asemenea. La noi, în familie, se discuta doar istorie, filozofie, lucru care îmi place foarte mult. Și acum, poate al doilea lucru care îmi place. Așa. Și m-a pasionat. Eu doar din discuțiile pe care le aveau ei, eu fiind mai mic un pic, să zicem, am ajuns la două faze ale Olimpiadei Naționale de Istorie. Adică m-am dus numai din ce știam, din cultura generală, și ajungem la Olimpiada Națională pe vremea aceea era un lucru mare. Da. Mândria liceului, cum să zic. Da, amintiri frumoase și dar totuși... Dar când i-ați spus că vreți să faceți alegerea asta, că e medicina și că nu plecați departe de casă, știu că fratele a plecat la Cluj să facă facultatea, dumneavoastră ați rămas acasă la Târgu Mureș. Ce au zis părinții? Aolo! S-au bucurat. Foarte mult, pentru că... Au avut încredere în dumneavoastră. E importantă încrederea asta pe care ți-o oferă sau nu, părintele? Au avut încredere, sigur că au avut. În primul rând, vreau să spun că și tatăl meu, care a făcut dreptul la Cluj, inițial s-a înscris la medicină și a vrut să facă medicina. Din motive, nu știu, cred că financiare, a renunțat după un an. Pentru că a face medicina pe vremea aceea era un lucru poate un pic mai exclusivist. Chiar, a avut mulți colegi de an care au devenit, să spunem, profesori și doctori renumiți, care au făcut la Cluj medicina, dar și-a dorit să fie medic. N-a fost să fie, dar a reușit până la urmă, a avut doi băieți, unul s-a făcut magistrat, mă rog, acum e avocat și eu sunt medic. Și a fost foarte fericit. Asta chiar... este. Dar acum vă mai spun un lucru. Doi copii la Cluj erau greu de întreținut. Era greu. Deci, până la urmă, și din punct de vedere economic, pentru ea a fost oarecum un lucru bun. Deci, de-aia am spus că sunt mulți factori care contribuie. Plus, în Târgu Mureș aveam și avem o facultate de medicină foarte bună. Excepțională. E drept că am făcut facultatea acasă și am fost oarecum privat de tot ceea ce spun experiențe, nu? Experiențe, viața de cămin, departe de casă, posibilitatea de a te maturiza poate un pic și a deveni stăpân pe destinul tău,
Dar pentru asta am avut și un an, mă rog, 9 luni de armată care am făcut înainte facultății. Și v-a prins bine, nu? Și mi-a prins bine. Cred că a făcut cât o facultate de 4 ani. Și acum sunteți și profesor universitar. Deci în locul, iată, în orașul dumneavoastră, acolo ați făcut liceul, facultatea, acum sunteți profesor. Faceți istorie. Da, domnule doctor, faceți istorie de, hai să spunem, nu, 53 de ani, pe 12 septembrie este ziua noastră de naștere. Vă îmbrățișăm, vă urăm la mulțumesc. Mulți ani, cu sănătate și cu dorințe împlinite. Vreau să vă întreb, vă puneți o dorință, vi se întâmplă asta să vă puneți o dorință, poate, iată, când mai trece un an sau cu altă ocazie? Care ar fi ea? Știm cu toții care sunt lucrurile cele mai importante în viață sau, mă rog, nu le știm cu toții, dar eu știu ce este cel mai important. Lucrurile care ni le dă Dumnezeu, în primul să fim sănătoși și atunci, da. Dacă noi suntem sănătoși și avem un drum în viață și un obiectiv, le facem atunci pe lucrurile toate, le facem și spune. Sănătatea este singura care nu poate fi cumpărată și aceasta o ai sau nu ai. Și aici este determinată de mai mulți factori care, mă rog, îi avem în genomul nostru și plus întâmplările care pot să apară pe parcursul vieții. Și eu îmi doresc să fiu sănătos ca să pot să ajut pe alții. Doamne ajută! Așa să fie. Și știu, cum vă spuneam, sunt oameni mulți în țara asta care se roagă pentru dumneavoastră să fiți sănătos și harul să sporească, să puteți să continuați. Nu? Misiunea pe care ați început-o, darul ăsta pe care îl aveți de undeva de sus, de la Doamne. Doamne, am văzut că la dumneavoastră în sala de operație sunt icoane, acolo pe un dulap așezate, nimic fără Dumnezeu. Este o icoană, așa este, nihil sine deo, și știm că este un lucru care, mă rog, noi cei care știm istorie știm de unde provine și ce reprezintă acest lucru, este deviza Casei Regale a României și așa este. În tot ceea ce fac, simt că există o putere superioară care ne ghidează acțiunile și nu numai atât, ne ghidează și rezultatele. Departe de mine gândul de a fi infatuat și a spune vreodată că eu am salvat vreo viață. Nu. Singurul lucru, pentru că și acest lucru vine pe parcurs. Am operat aproape 8.000 de pacienți, și adulți și copii. Și la un moment dat pe parcursul evoluției profesionale, ești tentat să crezi că ești undeva deasupra oamenilor obișnuiți, că tu dai viață și de aptitudinile și de modul în care tu îți dobândești aceste aptitudini și cunoștințe depinde viața altora. Într-adevăr, o anumită parte este reală, dar nu noi medici dăm și luăm viață, ci noi încercăm să aplicăm cunoștințele pentru a salva pacienții. Dar nu trebuie să uităm niciodată că viața este dată și luată de Dumnezeu și rolul medicului este unul care, să zicem, reflectă acest determinism care există și lucrurile care trebuie să se întâmple se vor întâmpla. Am fost tentat să cred că suntem, uite, cum ar putea fi interpretată activitatea aceasta, cel puțin în partea de chirurgie a nou-născutului, care când intrăm să operăm un nou-născut, intrăm la această vârstă fragedă de câteva zile și respectiv 2-3 kg, nu pentru a demonstra ce bun suntem, ci pentru că acești copii sunt extrem de bolnavi și au o afecțiune incompatibilă cu supraviețuirea în absența operației. Și am putea spune, uite, Dumnezeu a greșit. Nu i-a făcut inima așa cum trebuie, nu? Creatorul. Și eu vin să repar o greșeală, nu? A divinității și să o pun eu la punct și să salvez viața acelui copil care altfel moare, nu? Și ne-am întrebat, zicem, da, eu, acesta este rolul meu, să repar greșeala altora? Nu. Eu, și de acest lucru poate fi interpretat și altfel și acest lucru vine pe parcurs celor care, le vine celor care înțeleg ce fac și care-i rolul lor pe pământ. Pentru că mulți dintre noi nu înțelegem. Mulți dintre concetățenii noștri nu înțeleg de ce ne naștem, ce avem de făcut și care-i rolul nostru. Și e un lucru mare să ți-l găsești. Și eu spun că Dumnezeu nu greșește niciodată. Este o încercare acel caz, acel copil. Este o încercare pentru părinți, în primul rând, pentru medici,
ca să demonstreze că și-au dobândit niște aptitudini. Este o încercare pentru echipa noastră și toți ne dăm mâna ca să rezolvăm. Nimic nu este întâmplător și acesta este lucru care mă ghidează în viață, că nimic nu este întâmplător și, și Dumnezeu nu greșește niciodată. 8.000 de oameni, de suflete, copii și adulți, care au plecat acasă bine. Da, marea majoritate, evident, pentru că, hai să nu uităm, noi operăm un organ vital. Da. De uneori cât de mic, domnule doctor? Cel mai mic. Mă gândesc la bebelușul de câteva zile, atunci când îl naște, are poate 2,5 kg, 3 kg. Păi, cât să fie? Spune cât? Că niciodată nu mi-a plăcut să fac așa o stratificare a recordurilor, să spunem, cel mai mic în kilograme, cel mai mic în zile. Dar inima aceea, cât de mică este? Da, e mică, poate să fie cât o căpșună. Cât o căpșună. Micuță. Mică. Sau o caisă. Da. Mă rog, pe acolo, dacă mergeți, au mai vară încă și sunt fructe, e bine. Da. Da, dar nu, acesta este... noi aplicăm niște protocoale și niște... procedurile noastre sunt foarte bine standardizate și evident că e nevoie de precizie, de aptitudini, de siguranță în actul medical și ideea este că noi, eu cel puțin, și asta le insuflu și celor pe care, cu care sunt colegi și celor mai tineri pe care îi instruiesc, că nu trebuie să batem recorduri, să facem recorduri. Scopul unui medic nu să facă recorduri și să ajungă undeva, să zic că eu l-am operat pe cel mai mic copil din lume sau știu eu, nu ăla este scopul nostru. Eu v-am spus de ce mă duc la spital și la servici, pentru că spitalul nu e servici. Pentru mine este locul unde, tocmai v-am spus la început că mă simt foarte bine. Și scopul este să găsesc soluția și momentul, și timingul, momentul operator, optim pentru ca printr-o balanță risc-beneficiu șansele să fie de partea copilului. Și asta înseamnă de multe ori să nu-l operezi la naștere când e cel mai mic. De multe ori este important ca să-l dirijăm într-o zonă, să spun, la 10 zile, la 2 săptămâni, ca să fie și, să spunem, organele se maturizeze, să poată suporta mai bine intervenția chirurgicală. Asta, bineînțeles, dacă situația clinică, adică hemodinamic, respiratorii, metabolică, o permite. Dacă nu, în sala de operație, indiferent de vârstă și greutate. De urgență. Și care devine urgență. Și acum, dacă mergem în zona asta, într-adevăr am operat un copil, cel mai mic, care a avut 860 de grame. Și l-am operat în incubatorul de la neonatologie, pentru că nu, era cât o păpușă Barbie, un pic mai mare. O fetiță? Da, nu, era un băiețel. Un băiețel. Scuze. Da, era un băiețel. Al șaselea copil într-o familie așa, să zicem, mai prolifică. Dar nu asta era important. Important este că a trebuit să-l operez la această vârstă. Era prematur, avea 800 de grame. Și l-am operat în incubatorul lui de la neonatologie. Am mai operat operații la copii de în circulație extracorporeală, să spun, cel mai mic a avut 1 kg și 800. Dar, repet, acestea sunt cazuri extreme. E un lucru rău dacă trebuie să intrăm atât de repede. E un lucru rău pentru copil, în primul rând, pentru că suportă mult mai greu și riscurile sunt cu atât mai mari cu cât vârsta este mai mică. Și este faptul că trebuie să intri de rutină la vârste atât de mici, la o zi, la două zile de naștere, este o notă poate un pic mai puțin bună pentru echipa respectivă, pentru că o echipă care știe ce are de făcut, poate să dirigeze printr-un tratament, cum am spus, multidisciplinar, un copil spre o vârstă, nu o vârstă înaintată, bineînțeles. Asta este idealul, să ducem până la o vârstă de sugar, să zicem, atunci la 6-7 kg, copilul suportă foarte bine operația. Dar îl putem duce spre o săptămână, 10 zile de viață, când intervenția se poate face pe un teren mult mai favorabil. Domnule doctor, atâtea cazuri extreme, atâtea situații diferite, atâta suferință și zbucium pentru familiile respective. Cumva preluați și dumneavoastră, nu? Din toată agitația asta, din tot tumultul ăsta prin care trece o mamă, o familie întreagă, tot neamul chiar, al celui care vine și își pune viața în mâinile dumneavoastră, dar câtă vreme, câți ani v-ați pregătit pentru un transplant de inimă? Pentru că ați făcut și faceți
și transplant de inimă la copil și la adult. Am văzut că ați avut un caz al unui băiețel de 12 ani care a primit o inimă nouă, iar la un alt interval de timp, un oarecare interval de timp, după ce mama lui, nu, s-a decompensat, a primit și mama o inimă nouă. Da. Mamă și fiu, transplant de inimă. Este un caz, știți cum e, un caz fericit, pare desprins așa dintr-un scenariu de film, dar de multe ori viața bate filmul și nu sunt, repet, nu sunt situații care le căutăm pentru a deveni faimoși sau celebri. Viața bate filmul și dacă tu ai o activitate într-un centru de excelență, inevitabil cazuri care să le ții minte sunt și sunt multe. Într-adevăr, dacă vine vorba de transplantul cardiac, transplantul cardiac este mai mult decât o operație, este o încununare unei activități de excepție într-un anumit domeniu. Și aici câți ani ați studiat să ajungeți să faceți, adică câtă vreme v-ați gândit? Că bănuiesc că e un vis pentru fiecare chirurg cardiovascular, revin, nu? La... să ajungă să facă un transplant de inimă. Absolut, absolut. Aici sunt lucruri care sunt determinate de tine, lucruri care stau în puterea ta de a face, de a te specializa, de a ajunge în măsura în care să stăpânești ceea ce ține de tine și sunt lucruri care țin de ambient, de anturaj, de colectivul echipa, în care tu evoluezi. Și când am spus că nimic nu este întâmplător, nimic nu este întâmplător, pentru că eu am avut șansa să cresc într-un interior unui colectiv de excepție. Vreau să reținem și telespectatorii noștri să rețină că, acum dacă vorbim despre chirurgia cardiovasculară, care este o supra-specializare, este o chirurgie de elită. De multe ori, și aici fac o mică paranteză, când un orator sau cineva dorește să exprime un lucru foarte greu de realizat, îi spune chirurgie cardiacă sau chirurgie pe creier, să spună în sensul că doar nu e chirurgie pe creier sau chirurgie cardiovasculară. Exact. Deci este cumva apogeul științei medicale în această zonă a inimii și a creierului, nu? Da. Nu întâmplător și specializările în aceste domenii erau de 7 ani, eu cel puțin 7 ani de rezidențiat am avut, acum sunt 6 ani, dar acum revenind la transplant, spun că este încununarea unei activități de excepție și eu am avut șansa să cresc într-un colectiv în care au fost aceste preocupări. Și vorbind de chirurgia cardiovasculară, că aici m-am întrerupt, au fost două școli de chirurgie cardiovasculară, una în București și una Ghiciu, unde în Târgu Mureș. Da. Târgu Mureș, un orășel așa mai n-aș zice prăfuit, dar mai retras un pic așa între dealuri acolo frumușel, mai greu de ajuns la el, deși e în centrul țării, și cum așa chirurgie cardiovasculară la Târgu Mureș, toată lumea se întreba și om întreb uneori, a fost un ferment acolo în acest sens, au fost să-i spunem pionierii, profesorul Pop de Popa care a început, apoi profesorul Dea care a pus bazele chirurgiei moderne. V-a fost mentor? Și mi-a fost mentor, sigur, nu numai în Târgu Mureș, ci a pus bazele chirurgiei cardiovasculare moderne chiar în întreaga țară. Ar spune o figură emblematică pentru specialitatea noastră. Și au fost aceste două școli care au mers în paralel. Deci nimic nu se naște din nimic. Da. Este o evoluție în care există mentori, există discipoli care la rândul lor trebuie să devină mentori și să ducă lucrurile mai departe. Pentru că cel mai important este... într-o astfel de activitate nu este neapărat obținerea unor performanțe, ci crearea unei școli, pentru că dacă ai o școală, automat vine și performanța. Și dacă vorbim de transplant, preocupările în domeniul transplantului în Târgu Mureș au fost încă din anii 60, încă la momentul în care s-a avut primul transplant în lume, pe care l-a făcut Cristian Barnard în 1967 în Africa de Sud, în Târgu Mureș se făcuseră deja transplante ortotopice la copii, la câine. Pe animal au fost aproximativ 45 de transplanturi făcute la câine, deci pe care profesorul Deac și echipa care era pe vremea 1967 m-am născut. Exact, acum 53 de ani. Deci vă dați seama wow. că eu am intrat în interiorul unui colectiv gata, format, puternic și care, mă rog, a reușit să-mi insufle această dragoste pentru chirurgia cardiovasculară, pentru inimă în primul rând și pentru ceea ce înseamnă excelența. Și am studiat, bineînțeles, și partea de transplant. Eu, la momentul în care am intrat în primul transplant care s-a făcut în 1999, eram încă rezident, deși am fost ajutorul numărul 1, adică, cum zicem, mâna a doua.
după operatorul care l-a prăsut de ac. Și de atunci până în prezent am făcut aproximativ 100 de transplanturi. Mare majoritate mi-am făcut eu, pentru că dânsul s-a retras în 2010. Dar și hai că putem spune că încununarea acestei activități a fost, deci de chirurgie cardiovascular de excepție, a fost transplantul cardiac, care nu este doar o operație. Transplantul cardiac este o stare de spirit care trebuie să anime un colectiv de medici. Nu este suficient să ai un chirurg strălucit care știe să facă niște manevre, să scoată inima, să o pună la loc. Pare o chestie relativ simplă, așa, dar nu este, pentru că în jurul acelui pacient, în jurul actului de prelevare a organului, în jurul actului de implantare a organului respectiv, este o armată de medici, de asistente care lucrează fiecare în ritmul și în zona care este destinată, și acest lucru este greu de obținut. Să ai un personal motivat și bine instruit, apoi se poate face transplantul. Deci lucrurile acestea au durat câteva zeci de ani. Da. Am avut colegi, un coleg care îl țin minte cu un an mai mare, care a decedat prin 1992 sau 1993. Se știa că profesorul Deac, eu eram student în anul 5, se știa că profesorul Deac vrea să facă transplant, dar nu erau încă, se spune, coapte condițiile în acel timp. Și asta este încă lucru bine făcut, este cel care dăinuiește, pentru că noi în momentul, în 1999 am făcut transplantul pentru că am considerat că suntem pregătiți și de atunci nu ne-am mai oprit. Da. De atunci suntem practic singurii care avem o activitate de 24/7, așa cum trebuie, în transplant, și avem rezultate foarte bune. Și e adevărat că la Târgu Mureș este singurul loc din România unde se face transplant pentru copii? Da, pentru copii, bineînțeles. Din păcate, în momentul actual e singurul loc unde se face transplant în sine, pentru că la București s-a mai făcut transplant la Spitalul de Urgență Floreasca. Dar de câțiva ani nu s-a mai făcut niciun transplant. Noi am început anul acesta în forță cu 4 transplanturi în 3 săptămâni. Chiar în ianuarie, nu? Pe cât? Da. 14 ianuarie? Undeva la începutul februarie aveam deja 4 făcute. Și era foarte bine, ziceam că în ritmul ăsta nu batem recorduri, că am zis că nu facem recorduri, dar aducem transplantul în locul pe care îl merită. Dar uite că n-a fost să fie așa, dar până la urmă... Dar în perioada asta, acum a fost starea de urgență, starea de alertă, ați funcționat? Asta, da, sigur că am funcționat, dar toate lucrurile au funcționat așa un pic la relanti. A fost prima perioadă, starea de urgență, în care a fost panica instituită pe tot teritoriul României, nu? Nu mai mișca nimic, nici oamenii nu mai se mișcau, le era frică să vină și la spital. A fost o perioadă care nu mi-am amintesc cu plăcere, nu știam cu cine ne luptăm, nu știam mai nimic despre acest virus, ce potențial are, ce potențial are să ne afecteze pacienții, actul nostru chirurgical. Evident că intrăm într-o stare de defensivă oarecum și am zis că operăm doar urgențele. Transplantul în sine este o provocare, mai ales că el presupune o reducere deliberată a imunității pacientului pentru a suporta grefa. Ori să ne angajăm într-un astfel de demers într-o perioadă, nici pe plan se spune european, n-au mers transplanturile așa cum ar trebui să meargă. Adică a scăzut foarte mult numărul. Noi în această perioadă n-am mai făcut niciun transplant. Sincer, n-au fost nici neapărat multe donări și corduri eligibile pentru transplant, dar și să spunem așa, Agenția Națională de Transplant a transmis că activitatea trebuie să decurgă normal, dar din păcate n-a fost situația normală și în țară și bineînțeles în domeniul nostru, și așa cum am spus, pe fondul acestei îngrijorări vis-a-vis de evoluția unui pacient cu transplant, care este un pacient extrem de prețios și pe care ne dorim să fie bine, este o șansă pentru o viață întreagă. Hai să spunem că n-am avut un candidat ideal pentru a ne lua această responsabilitate, dar noi suntem pregătiți în orice moment să-l facem. Când un pacient, știți cum e?
De multe ori pacienții care vin pentru transplant vin pe picioarele lor, nu vin cu ambulanța, nu vin cu, să zic, cu elicopterul. Sunt pacienți relativ compensați, relativ cu o calitate a vieții acceptabilă. Chiar da? Spuneați la un moment dat că adultul nu suportă relativ bine față de un copil, față de un copil care, care se stinge foarte repede pe lista de transplant. Și atunci când iei un, să spunem, dai un telefon în familia respectivă și spui, uite, avem un cord eligibil. Practic îl iei din familia lui într-un mod, să spunem, oarecum brusc și îl introduci într-o ecuație cu multe necunoscute. Aici este o răspundere mare și trebuie să fii sigur că tot ceea ce faci are un rezultat bun. Să fii sigur cât poate un om să poată să fie sigur, un medic. Pentru că familia așteaptă rezultate bune. Oricine așteaptă rezultate bune și aici este presiunea care se pune pe medici, pentru că noi nu avem voie să greșim. Și este normal să fie așa, dar de multe ori se uită că și medicii sunt oameni și aici nu zic că oamenii sunt oameni și oamenii au voie să greșească. Nu, în sensul ăsta am zis că medicii sunt oameni. Medicii sunt oameni și nu sunt atotputernici. Deci nu au puteri divine care să îi ridice deasupra lucrurilor care se pot face pe pământul ăsta, așa cum se fac ele în momentul ăsta. Da, și de la noi se așteaptă o 100%, 100% șanse de reușită. Nimeni, nimic în lumea asta nu este 100%. Credeți că există aici în România o presiune mai mare pe doctori? Eu așa față o percep. De alte Eu așa o percep pentru România. Țări, alte locuri. Hai să spunem că în alte locuri am lucrat în, să spunem, când m-am specializat pe partea de copii. Am lucrat în Italia și de departe la noi presiunea este mai mare, dar peste tot există, medicina este un domeniu sensibil și insuccesul repede circulă, mai ales cazurile dramatice când e vorba de copii sau știu eu, persoane tinere care și de multe ori este justificat pe fondul acesta. Dar poate că un pic la noi presiunea este prea mare și medicilor nu li se dă șansa să explice sau să spună că există cauze medicale pentru decesul unui pacient. Pentru că de multe ori se așteaptă ca medicii să le rezolve pe toate. Se uită de multe ori că pacientul care vine la spital și vine pentru o intervenție chirurgicală este un pacient bolnav. Noi nu operăm oameni sănătoși și un pacient bolnav ascunde niște dereglări și niște dezechilibre majore, mai ales un pacient, de exemplu, care are nevoie de intervenție pe cord deschis. De multe ori disfuncția cardiacă atrage după sine alte disfuncții, disfuncția pulmonară, disfuncția renală, disfuncția hepatică. Operezi pe un pacient cu multiple disfuncții, evident în ideea să-l facem bine. Varianta B este să spunem că nu putem opera și că este foarte grav. Și aici intrăm în zona medicinii defensive, care ia avânt mare în țara asta, fuga, dacă putem să spunem așa, sau ne ferim de răspundere, pentru a nu greși. Și lucrurile merg, evident că nimic nu vine doar dintr-o singură parte. Atât reacția, să spunem, societății vis-a-vis de contraperformanțele medicilor este oarecum justificată, dar nu este nici normal să se pună prea multă presiune. Evident că și eu văd și din partea cealaltă și îmi dau seama văzând zeci, sute de oameni la consultații și venind din toată țara și îmi dau seama că medicina asta se face în mai multe feluri și există medici care nu vorbesc suficient cu pacienții, nu le explică și aici necomunicarea și lipsa comunicării aduce frustrarea și reacția aceasta despre care vorbim și este absolut justificată, pentru că dacă medicina se poate face într-un singur fel, adică tu să înțelegi suferința pacientului și să te ridici la nivelul lui și să-i explici, fie că poți să-l ajuți, fie că nu poți să-l ajuți. Am avut acest, eu ca un light motiv, faptul că pacienții vin și îmi spun că sunteți primul care mi-ați explicat de fapt ce. Dar ce v-a zis domnul? Păi nu știu, mi-a dat foaia cu ecografia și a zis să plec să-mi găsesc un chirurg. Sau, nu știu, nu mi-a zis nimic, a zis să citesc sau du-te unde vrei. Eu mi-am făcut partea mea, ia-o și du-te. Evident că nici acest lucru nu este bun și acest lucru, ok, modul cum te comporți cu pacientul înveți în facultate, pentru că sunt și cursuri și, da, poți să-l înveți, dar nu acolo se învață. Cu ăla trebuie să te naști, îl ai sau nu-l ai. Aici deja depinde cum te raportezi la profesia ta, că nu e o meserie, e profesie.
Deci cine nu înțelege suferința pacientului, n-are cum să-l ajute. Medicul și eu consider că facultatea de medicină nu trebuie să fie o fabrică de făcut medici, pentru că până la urmă e și asta un business. Și aici fac o mică paranteză, facultățile vor să aibă o cifră de școlarizare cât mai mare. Da. Noi am terminat 90 și ceva în anul meu, acum sunt cam 500 care termină în aceeași facultate. Dar pe de altă parte, cei care au chemarea și vocația, nimic nu îi poate, asta le și spun, nimic nu vă poate împiedica să vă urmați visul sau să faceți ceea ce vă place. Dați de obstacole, le dați deoparte, le ocoliți, le dați afară pe ușă, intrați da. Pe geam sau invers, manifestați-vă interesul și veți fi răsplătiți, pentru că nimic nu vă poate împiedica. Sunteți un exemplu, nu? Ați crescut, sunt singurul, iată, în școala românească, da, format de școala românească de medicină. Nimeni nu știa, eu să cer un sfat, dacă taică-mi era profesor universitar de medicină, era mai ușor să mă ajute la, nu știu, să învăț mai ușor, să mă învețe cum se învață. Și modul în care înveți este greu de dobândit, adică să-ți faci stilul de a învăța. N-am avut un sfat de la nimeni, ne-am sfătuit între noi așa ca și colegi, că am avut o generație de excepție și poate pe vremea aceea relațiile erau un pic mai apropiate, acum sunt mai mult concurențiale. Da, am fost o generație, pot spune, foarte bună. Am câțiva colegi care sunt profesori, șef de clinici în Târgu Mureș sau prin alte centre universitare și nimic nu e întâmplător, cum am spus. Dar mă întrebați ce le spun la studenți, la cei care urmează, da, asta le spun. Și niciodată pe un ton răstit sau cum ar putea spune unii că... Da, autoritar, arogant. Autoritar, nu, da, din contră. Da, da. Lucrurile trebuie să vină din interior și astea lucrurile sunt unele lucruri care se pot învăța și unele care trebuie să fie acolo. Aici se ce în valorile și ce asta este modul în care eu înțeleg a face medicina. Domnule profesor, de inima dumneavoastră, cine are grijă? De inima mea? Eu. Așa, sunteți atent. Noi suntem cei mai buni medici ai noștri, nu? Sunteți atent la inima dumneavoastră, sunt nu? Sunt atent, mă rog, în măsura în care mai am timp și pentru asta. Și pentru inima dumneavoastră. Pentru cum inima... sună asta? Da. Aveți grijă de sute de inimi? Păi nu știți că întotdeauna... Mii de inimi? Eu, sincer, nici la medicul de familie, cred că n-am fost de, nu știu, 10 de ani. În general, știți că și pantofarii umblă cu pantofii rupți. Așa și medicii. Rare ori mi-am făcut câte un EKG, câte un... Da, hai să spunem că Dumnezeu m-a ajutat până acum și n-am avut nevoie de medici. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Sau de vreo operație, dar nu se știe niciodată, știți cum e, nu zice hop. Dar, da, încerc să am un regim de viață cât mai echilibrat, să mă odihnesc, să nu pot să zic că nu-mi place să socializez, să ies cu prietenii sau știu eu la sfârșit de săptămână. Pentru că știți cum e, inima e un organ, dar înăuntru sunt mai multe lucruri și eu spun că e casa sufletului și a așa sentimentelor. Spuneți, aici e casa sufletului. Ea rabdă, ea iubește, absolut. Prin ea trec ea bate, toate. Bate mai tare, mai repede, mai încet, mai așa neregulat, e. Așa e. În funcție de lucrurile care ne înconjoară. Și da, nu, mă rog, eu nu mă plâng. Am o viață frumoasă, împlinită și, evident, oricând e loc de mai bine. Dar, repet, secretul fericirii, dacă până la urmă e greu de decis ce e fericire. Fericirea e ceva ce simți aici și nu are legătură cu contul din bancă sau cu ce mașină conduci. Secretul este să te duci cu plăcere la acolo unde e de lucru, că nu i-ar spune la servici, la spital. Să te duci să-ți faci profesia cu plăcere și să te duci cu plăcere acasă. Aceste două lucruri sunt esențiale pentru a avea o viață împlinită. Asta este lucru care eu simt și încerc să-l pun în practică. Domnule profesor, a început campania electorală. Știu că sunteți candidat pentru consilier, nu? Pentru primăria Târgu Mureș. Am văzut pe pagina de Facebook a Institutului dumneavoastră, cum că, iată, și în aprilie, în momentele acelea crâncene, da? Pe 8 aprilie a fost o postare în care aveați nevoie de susținere. Da, așa este. Toate instituțiile astea, normal, spitalele din România au avut nevoie de susținerea oamenilor. Ați primit această susținere și aș vrea să le spunem spectatorilor să fie cât mai prezenți. Pentru că ne place să dăm like-uri, să uităm la poze, dar iată, sunt și anumite
nu știu cum să le spun, ca niște temple, le-aș spune eu. Pentru că e un templu al inimii. Se le spune zone institutul de... inimii de la... Zone de excelență. Zone de excelență. Așa. Care merită toată susținerea și toate like-urile astea din România să se ducă, să se ducă acolo și să simțiți cu adevărat că oamenii sunt alături de dumneavoastră, cum de altfel ați simțit. Am văzut că au fost alături de dumneavoastră și ați primit ceea ce aveau nevoie, ceea ce aveau nevoie cu toții, ca și spital. Eu simt această susținere și simpla prezența mea aici este o dovadă a faptului că societatea și dumneavoastră fiind o reprezentantă a societății românești ne apreciază și aici nu mă pun pe mine în față, ci ne apreciază munca pe care o facem și ceea ce reprezentăm noi peisajul medical și academic românesc. Am simțit acest lucru și am avut acest sprijin cu vârf și îndesat, dacă ar putea să spun. Am primit toate lucrurile de care avem nevoie și mie această pandemie, să-i spunem, această perioadă care o să o ține minte, da, care ne-a schimbat în mod dramatic tot stilul de viață, interacțiunea, tot ceea ce știam că este normal a devenit... Și posibil. Și posibil, da, a devenit cumva anormal. Imposibil. Și imposibil. Mm-hmm. Dar aceste lucruri am spus că scoate cei mai buni oameni și cei mai rău în oameni. Poate un moment al extremele adevărului. Poate în momentul adevărului în care s-a dat la o parte un anumit văl așa care, să spunem, estompa anumite calități sau respectiv anumite defecte. Și acum se văd oamenii care sunt cu adevărat solidari, iubitori și dornici de a ajuta și se observă și cei cu caracter un pic mai puțin, să zicem, de apreciat. Au apărut și, să spunem, profitori și ați văzut că au apărut și probleme care oameni care au dorit să se îmbogățească pe seama acestor lucruri. Dar eu spun că în mare am dovedit că am fost și ne-am comportat ca o națiune civilizată și acest lucru mă bucură foarte mult. În modul în care au reacționat, pentru că la nevoie se cunosc oamenii, noi știm lucrurile astea de mici. Organizații neguvernamentale, asociații, fundații, oameni de afaceri. A fost o surpriză pentru mine modul în care, cel puțin la noi, la nivelul nostru, Institutul de Boli Cardiovasculare în Târgu Mureș, la ce sprijin am primit. Și sunt convins că acest lucru, știu că s-a întâmplat la nivel național. A fost o manifestare de solidaritate foarte mare. Acum suntem într-o zonă, așa un pic, ok, avem situația asta, ce facem? Dar la momentul respectiv a fost momentul culminat și am reacționat bine. Eu sper că să reacționăm să bine întreb, în continuare. Domnule profesor, la institut aveți elicopter? Este, da. De ce aveți elicopter? Avem. Pentru că sunt oameni în România care, dacă ar putea, și-ar dori să poată să facă asta pentru dumneavoastră. Să vă ofere un elicopter, un avion privat, iar sunt alții care ar spune chiar, știți cum era în Star Trek, engage. Engage, da. Doar atât să faceți și să fiți prezent acolo unde o inimă are nevoie de dumneavoastră. De toată priceperea, toată abilitatea, asta îmi doresc toată și eu. Tandrețea. Dacă s-ar putea întâmpla lucrurile astea, să devină reale, mi-aș dori. Știu că mi-aș dori România ar face asta. Mi-aș dori să pot să ajut toate inimile care au nevoie. Avem hai să spunem că avem o rețea de clinici și institute de chirurgie cardiovasculară care fac treabă bună. Problema este că sunt subdimensionate față de nevoile și aici iarăși este o parte. Hai să vă spun o cifră scurtă, nu știu dacă mai avem timp. În România se fac aproximativ 4-5 mii de operații pe cord deschis și ar trebui să fac undeva 10-15 mii minim. Și vă dați seama că rămân oameni care nu au acces la aceste servicii, nici măcar în privat. Și aici când am zis 4-5 mii, în total, spitalele de stat și de privat. Și e greu să cer performanță de la o mână de oameni care stau de dimineața până seara și aici îi citesc, mă rog, îi menționez pe toți colegii mei și profesori din centrele de boli cardiovasculare și cei care nu sunt în centre, dar sunt în diverse clinici care fac o treabă foarte bună și evident că nu e suficient ceea ce facem. Deci aici ar fi mai important decât un elicopter, un avion sau ceva. Ar trebui o strategie națională pe care Ministerul Sănătății știu că
o avea sau cel puțin e în cunoștință de visăm cauză. Visăm la asta, de, la strategia de asta de ani de zile. Bolile cardiovasculare, și am știm pe toate, da, și inclusiv la reclame, sunt principala cauză de mortalitate. Excesul de sare, zahăr și grăsim și toate lucrurile astea sunt, le știm, numai că nu acționăm. Ideea este că această capacitate de activitate în domeniul bolilor cardiovasculare, și nu mă refer numai chirurgie, ci și cardiologie intervențională, prevenirea infarctului miocardic și a celorlalte boli, chiar și aceste boli congenitale la copii, aceste lucruri trebuie să fie parte a unei strategii naționale care să vizeze creșterea capacității, număr de săl de operații, dar într-un mod, cum să spun, predictibil și științific, nu cu eforturi separate. Noi avem această... Suntem latini, suntem exuberanți și în fața unei probleme acționăm pompieristic, scuzat. Heirupistic, da? Heirupistic, stilul românesc. Hai să-i ajutăm pe oamenii aia să facă chestia. Nu, hai să ne retragem un pic, să vedem, de fapt, asta este un epifenomen a unei probleme de fond, care a țâșnit, să zic, în Târgu Mureș sau în Cluj sau altundeva. Nu, hai să vedem de ce a apărut problema aia și să o rezolvăm cu sistemic, strategie. Cu, da, o strategie. Da. Pentru că, evident, oricând e binevenit, un angiograf, o sală de operație, un ecograf sau alte lucruri care ne ajută foarte mult. Dar lucrurile astea trebuie să fie parte unei strategii. Dacă noi ne dorim ca românii să aibă o inimă sănătoasă, pentru că, din păcate, lucrurile nu stau bine în domeniul ăsta, eu îmi doresc să transmit un mesaj pozitiv, că există medici, există specialiști foarte buni în România, dar trebuie să fie susținerea pe măsură atât din partea societății civile, cât și din partea celor care ne conduc destinele. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de mine. Cu mare plăcere. Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în continuare și cum duceți misiunea mai departe. Să creați medici care să vă poată prelua la un moment dat toată știința, abilitatea și tandrețea. Acest este lucru care mi-l doresc și eu și vă mulțumesc încă o dată. Vă îmbrățișez, multă sănătate și să auzim cu bine. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune!